Începând cu luna septembrie, numărul mijloacelor de transport public din Chișinău urmează a fi suplimentat în contextul în care elevii și studenții revin la studii. Șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație, Vitalie Mihalache, a declarat că regia Transport Electric Chișinău urmează să mai scoată la linie peste 50 de troleibuze. Totodată, parcul urban de autobuze va mai adăuga în jur de 10 mașini în prima etapă, iar în continuare va identifica soluții pentru a face față fluxului de călători. Amintim că elevii din clasele primare din Chișinău beneficiază de abonamente gratuite pentru a călători în transportul public. Abonamentele urmează să fie recepționate de către directorii de școli de la, Grediniț... de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și distribuite dirigenților care la rândul lor le vor oferi părinților.